Ministerul Economiei nu va obliga angajații Horeca să prezinte documente confirmative anti-COVID-19. Măsurile abordate în spațiul public sunt deocamdată la nivel de discuții, precizează instituția într-un comunicat de presă. Reacția vine după ce, la ședința convocată de ministrul Sergiu Gaibu, cu reprezentanții mediului de afacere, a fost pusă în discuție propunerea de a obliga angajații din sectorul Horeca să prezinte un certificat de vaccinare sau rezultatul negativ al testului COVID. Urmarea informațiilor eronate apărute în spațiul public despre desfășurarea activității antreprenoriale în condiții de pandemie, Ministrul Economiei vine cu următoarele precizări. Ședința convocată de ministrul Sergiu Gaibu cu reprezentanții mediului de afacere a avut un scop consultativ pentru a discuta eventualele propuneri către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică în vederea diminuării riscului pandemic. Ministerul Economiei nu obligă angajații Horeca să prezinte documente confirmative anti-COVID-19, așa cum se menționează în presă, se arată în declarație Ministerului Economiei. Instituția mai spune că eventualele decizii privind activitatea agenților economici pot fi adoptate doar de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, iar la moment măsurile respective sunt doar la nivel de discuții.